Bun găsit! Timpul liber a devenit în ultima vreme un moft din cauza vitezei cu care trăim fiecare zi. Ca să ne asigurăm că puținele ore pe care le petreceți în afara casei sunt de calitate, am ales pentru voi cele mai interesante evenimente din țară, concerte, piese de teatru sau activități în aer liber pe care nu trebuie să le ratați. Întâmpinăm sărbătorile de iarnă și în 2015 într-o manieră clasică, prin eleganța muzicală a secolelor al XVIII-lea și al XIX-lea, alături de celebra orchestră de la Viena. Sâmbătă de la ora 19 sunteți invitați să savurați la balul vienez cele mai cunoscute valsuri care s-au auzit de-a lungul secolelor în Palatul Schönbrunn din Viena. Peripețiile Motanului Încălțat vor fi puse în scenă duminică, 6 decembrie, sub forma unui spectacol de teatru viu, cu păpuși și actori la vedere, cu multe momente atractive și extrem de amuzante la Palatul Național al Copiilor. Pe lângă momentele actoricești de excepție și jocuri de păpuși, cei mici vor experimenta și ritmuri muzicale antrenante. Designerul primei doamne a Statelor Unite ale Americii, Michelle Obama, vine la București. Renumitul designer american va participa la Bucharest Fashion Week. La evenimentul care se va încheia în acest weekend vor participa peste 40 de creatori de modă din toată lumea. Editura Litera vă oferă romane de dragoste istorice sau contemporane creionate de cele mai iubite autoare de ficțiune romantică ale momentului, între care Linda Howard, Amanda Quick, Nora Roberts sau Mary Jo Putney. Veți face cunoștință cu noi tărâmuri de dragoste, de pasiune, secrete, mistere și evadare din cotidian într-o lume plină de emoții și suspans. Doar astăzi ai set 20 de cărți literatura romantică la numai 80 de lei, preț redus de la 398 de lei. Puteți comanda simplu, trimițând un SMS cu textul Litera la 1771, tarif normal. După trimiterea mesajului, veți fi contactat de un operator care va prelua comanda. Livrarea se face prin poștă sau curier, iar plata cărții se face ramburs la primirea coletului. Dacă aveți sugestii sau întrebări, nu ezitați să ni le adresați pe pagina de Facebook a emisiunii. Mâine facem pauză și ne reîntâlnim duminică de la 9:30 pentru că vrem să auzim numai de bine.